v-am regăsit, dragi copii, dragi părinți, dragi bunici, aici la televiziunea Columna, la emisiunea În lumea poveștilor. Sunt Camelia Varga și sunt actriță la Teatrul Toni Bulandra din Târgoviște. În această săptămână continuăm povestea pe care v-am spus-o săptămâna trecută, și anume Bălăioara, de Contesa de Segur. Povești cu zâne este cartea. Sper că v-a plăcut povestioara și vreți, bineînțeles, să aflăm cum se va sfârși această povestioară a Bălăioarei, a Năzdrăvanei de Bălăioara. Haideți să vedem! Am rămas la capitolul 8, Căința. Bălăioara rămase împietrită. Fusese nerecunoscătoare față de prietenii ei devotați care au îngrijit-o și au educat-o timp de 7 ani. O vor mai primi ei? O vor ierta oare? Ce va deveni dacă nu vor mai voi s-o vadă? Ce însemnau cuvintele papagalului cel rău? Tu ai pricinuit pieirea prietenilor tăi! Vreau să pornească înapoi la buna căprioară, dar mărăcinii și spinii îi răneau tot corpul. Continuă totuși să croiască drum prin tufăriș. După 3 ore de mers greu, ajunse în fața palatului căprioarei. Dar ce-i fu dat să vadă? În locul minunatului palat nu erau decât ruine. În locul florilor și al frumoșilor arbori erau mărăcini, ciulini și urzici. Ce să facă? Îngrozită, deznădăjduită, încercă să pătrundă printre ruine pentru a afla ce au devenit prietenii ei. De sub o grămadă de pietre ieși o broască râioasă care se așeză în fața Bălăioarei și spuse: ce mai cauți aici? Prin nerecunoștința ta ai pricinuit moartea prietenilor tăi. Pleacă! Nu insulta memoria lor cu prezența ta! Vai, strigă Bălăioara, pieții mei prieteni, căprioara cea bună, pisoi frumos, de-aș putea să ispășesc prin moartea mea nenorocirea ce v-am pricinuit. Fata căzu plângând peste ciulini și pietre, cuprinsă de o mare durere. Nici nu simțea colțurile ascuțite ale pietrelor și înțepăturile ciulinilor. Plânse timp îndelungat, apoi se ridică și privind jur spre a descoperi un adăpost. Nu găsi. Ei bine, își spuse, n-au decât să mă sfâșie fiarele sălbatice sau să mor de foame și de durere. Astfel îmi voi da sufletul pe mormântul bunilor mei prieteni. Deodată se auzi o voce spunând: Căința poate să răscumpere multe greșeli. Privi spre cer, dar nu văzu decât un corb mare care zbura deasupra capului ei. Căința mea, oricât de amar ar fi, ar putea ea să redea viața căprioarei și a lui pisoi frumos? Curaj, Bălăioaro, spuse din nou vocea, răscumpără-ți greșeala prin căință, nu te lăsa copleșită de durere. Biata Bălăioara se ridică cu greu și se îndepărtă de acele locuri triste. Mergând pe o cărare, ajunse într-o parte a pădurii unde nu mai erau mărăcini. Pământul era acoperit cu mușchi. Vlăguită de oboseală și de supărare, fata căzu la rădăcina unuia dintre arborii frumoși ce se aflau acolo și începu din nou să plângă. Curaj, Bălăioaro, nu-ți pierde nădejdea! Îi strigă o altă voce. Se uită în jur și văzu alături de ea o broscuță care o privea cu milă. Broscuță, dragă, văd că-ți pare rău de suferința mea. Ce se va întâmpla cu mine acum că sunt singură pe lume? Curaj și nădejde! Auzi ea din nou vocea. Bălăioara suspină. Încercă să găsească ceva fructe spre a-și astâmpăra setea și foamea. Nu găsi însă nimic.
Deodată, un clinchet de clopoțel o trezi din gândurile ei triste. Și ce văzu? O vacă albă, frumoasă, se apropia încetişor. Se opri lângă ea și se aplecă spre a-i arăta că de gâtul ei era prinsă o strachină. Recunoscătoare pentru un ajutor atât de neașteptat, bălăioara desprinse strachina, mulse vaca și bău cu poftă laptele. Vaca i-a făcut semn să pună vasul la loc. Fata o îmbrățișă și spuse cu tristețe: Mulțumesc, albișoar! Fără îndoială că acest ajutor mărinimos îl datorez bunilor mei prieteni. Poate că ei au știut că mă voi căi amar și au vrut să-mi îndulcească traiul nenorocit. Căința face să fie iertate multe greșeli, se auzi vocea. Vai, de-aș plânge ani întregi, tot nu mi-aș ierta greșeala. Niciodată nu mi-o voi ierta. Se apropie noaptea. Așa necăjită cum era, bălăioara se gândi totuși cum să se ferească de fiarele sălbatice, al căror răget îi se părea că-l și aude. Zări la câțiva pași un mic adăpost format din mai mulți arbuști, ale căror ramuri se împleteau și unde își putea rândui un colțișor plăcut. Cât mai era lumină, adună mușchi și își făcu o pernă și o saltea. Înfipse câteva ramuri în pământ, ca să astupe intrarea. Închise adăpostul, se culcă zdrobită de oboseală și adormi. Când se trezi, era ziua mare. În primul moment nu-și dădu seama unde se află. Curând însă, trista realitate îi apăru iar și începu iar să plângă. Îi era foame. Ce va mânca oare, se gândea ea, când auzi clopoțelul vacii. Ca și în ajun, albișoara era lângă ea. Bău lapte proaspăt cât putu. Puse blidul la loc, o sărută pe albișoara și o privi cum se duce, cu speranța că o va vedea revenind în cursul zilei. Și astfel, în fiecare zi, dimineața, la prânz și seara, albișoara îi servea bălăioarei, modesta ei, hrană. Fata își petrecea timpul jelind pe bieții ei prieteni și căindu-se amarnic. N-am fost ascultătoare, își spuse ea, și prin aceasta am pricinuit mari nenorociri pe care nu voi mai putea să le repar. Nu numai că i-am pierdut pe bunii mei prieteni, dar am pierdut și singura speranță de a-l revedea pe tatăl meu. El o așteptă pe bălăioara lui nefericită, osândită să trăiască singură în această pădure îngrozitoare, stăpânită de duhul cel rău. Bălăioara încercă să-și treacă timpul aranjându-și adăpostul. Își făcu un pat din mușchi și frunze, din ramuri își împleti un scaun, din spini lungi își făcu ace, din fire de cânepă își făcu ață și astfel își cârpi hainele și încălțămintea sfâșiată de mărăcini. Ce bine este când știm foarte multe lucruri să facem, nu? Să le învățăm, că nu se știe niciodată ce se întâmplă și când vom avea nevoie de ele. Trecură astfel 6 săptămâni. Supărarea îi era la fel de mare și, spre lauda ei, putem spune că nu atât din pricina vieții triste și singuratice, cât din regretul sincer pentru greșelile săvârșite. Ar fi primit bucuros să trăiască toată viața în pădure dacă prin aceasta ar fi răscumpărat viața bunilor ei prieteni. Capitolul 9. Broasca țestoasă. Într-o zi, bălăioara ședea în fața micului său adăpost, gândindu-se, ca de obicei, la prietenii ei și la tatăl ei. Deodată apăru o broască țestoasă, uriașă, și spuse cu o voce groasă răgușită: Dacă vrei să fii sub oblăduirea mea, te pot scoate din această pădure. De ce, doamna broască țestoasă, aș căuta să ies din pădure? Aici am pricinuit moartea prietenilor mei, aici vreau să mor și eu. Ești sigură că prietenii tăi au murit? Cum? S-ar putea să fie în viață? Nu, nu cred. Am văzut palatul lor în ruine. Papagalul și broasca râioasă mi-au spus că au pierit.
Vreți să-mi alinați durerea din bunătate, asta e clar. Dar vai, eu nu mai nădăjduiesc să-i văd. Dacă trăiau, nu m-ar fi lăsat singură cu gândul chinuitor de a le fi provocat moartea. De unde știi, fetițo, că nu sunt subjugați și ei de o putere mai mare și te părăsesc împotriva voinței lor? După cum ți s-a mai spus, căința răscumpără multe greșeli. Ah, dragă doamnă broască țestoasă, dacă ei mai există, dacă știți ceva, spuneți-mi ca să nu am pe suflet moartea lor și să pot nădăjdui că îi voi revedea într-o zi. Nu există pedeapsă pe care n-aș primi-o pentru a merita această fericire. Nu mi-e îngăduit să-ți spun mai mult, dar dacă ai curajul să te sui în spinarea mea și să nu mă întreb nimic până la capătul călătoriei, te voi duce într-un loc unde vei afla totul. Oh, vă făgăduiesc tot ce doriți, numai să aflu ce au devenit scumpii mei prieteni. Ia aminte, bălăioară, repet, 6 luni nu vei coborâ de pe spinarea mea și nu-mi vei pune nicio întrebare. Dacă nu vei avea tăria să mergi până la capăt, vei rămâne veșnic în puterea papagalului vrăjitor și a trandafirului. Nu-ți voi mai putea da micile ajutoare datorită cărora ai supraviețuit 6 săptămâni. Să plecăm, doamnă broască țestoasă, să plecăm imediat! Mai bine să mor de oboseală și de urât decât de supărare și de griji. Cele ce mi-ați spus mi-au redat curajul și nădejdea și simt că sunt în stare să fac o călătorie și mai grea decât aceea despre care mi-ați vorbit. Precum dorești, bălăioaro, urcă-te în spinarea mea. Nu vei suferi de foame, de sete și nici de somn. Cât timp va dura călătoria, nu ți se va întâmpla nici un rău. Bălăioara se urcă în spinarea broaștei țestoase. Acum tăcere, îi spuse aceasta, nici un cuvânt până când vom ajunge și atunci vei aștepta să vorbesc eu prima. Capitolul 10. Călătoria și sosirea. Călătoria dură 6 luni, așa cum spusese broasca țestoasă. După 3 luni, ieșiră din pădure, străbătură o câmpie uscată încă 6 săptămâni. La capătul câmpiei se zărea un palat care îi amintea bălăioare de palatul căprioarei. După mai bine de o lună, ajunseră de-abia la aleea ce ducea la palat. Wow, să fie oare acesta locul unde va afla de soarta prietenilor ei? Se gândea bălăioara. Nu îndrăznea însă să întrebe, deși ardea de nerăbdare. Dacă ar fi putut alerga, ar fi ajuns în câteva minute la palat, dar broasca țestoasă mergea mereu și bălăioara respecta făgăduiala dată, în ciuda dorinței sale fierbinți de a ajunge mai repede. Broasca țestoasă mergea din ce în ce mai încet. Trecură încă 15 zile... care îi se părură bălăioarei 15 ani. Oh, drăguța de ea! Așa suntem noi unii dintre noi, cam nerăbdători. Ea nu pierdea din ochi palatul care părea pustiu, niciun zgomot, nicio mișcare. În sfârșit, după 180 de zile, broasca se opri și îi spuse bălăioarei: acum dă-te jos! Deoarece m-ai ascultat și ai fost curajoasă, ai câștigat răsplata pe care ți-am promis-o. Intră prin poarta mică din fața ta.
întreabă pe prima persoană pe care o vei întâlni de zâna cea binevoitoare și ea îți va spune ce s-a întâmplat cu prietenii tăi. Bălăioara, sări jos, printenă! După atâta nemișcare, se temuse că nu va putea merge, dar se simțea tot atât de zglobie ca pe timpul când trăia fericită la căprioara cea bună și la pisoi frumos unde alerga ore întregi culegând flori sau urmărind fluturi. După ce, mulțumit din suflet broaștei țestoase, deschise cu mare grabă poarta și se găsi în fața unei tinere fete, îmbrăcată în alb, care o întrebă cu o voce plăcută pe cine căuta. Aș dori să o văd pe zâna cea binevoitoare. Spuneți-vă, rog, că prințesa Bălăioara o roagă foarte mult să o primească. Urmați-mă, prințesă, îi răspunse fata. Bălăioara o urmă tremurând, străbătură multe saloane frumoase și întâlniră alte fete tinere, îmbrăcate de asemenea în alb. Acestea o priveau surzând, ca și cum ar fi cunoscută. Ajunseră într-un salon foarte frumos, care era la fel cu cel al căprioare din pădurea de liliac. Amintirea îi fu atât de dureroasă, încât nici nu băgă de seamă dispariția fetei în alb. Se uită cu tristețe la mobilele din salon. Ea văzu una singură în plus, pe care căprioara nu o avea înainte. Era un dulap mare din aur și sidef, foarte frumos lucrat. Bălăioara nu-și putea lua ochii de la această mobilă, către care se simțea atrasă într-un mod ciudat. Deodată se deschise ușa și o doamnă frumoasă, încă tânără și foarte bogat îmbrăcată, se apropie de Bălăioara și o întrebă cu o voce plăcută, mângâietoare. Ce dorești de la mine, copilă dragă? Ah, doamnă! Strigă Bălăioara, aruncându-se la picioarele ei. Mi s-a spus că ați putea să-mi dați vești despre dragii și iubiții mei prieteni, căprioara cea bună și pisoi frumos. Cunoașteți de sigur cum i-am pierdut din vina mea, pentru că nu i-am ascultat. Mult timp i-am plâns, crezându-i morți. Broasca țestoasă care m-a adus aici m-a făcut să nădăjduiesc că îi voi regăsi. Spuneți-mi, doamnă, dacă ei sunt în viață și ce trebuie să fac pentru a merita fericirea de a-i revedea. Bălăioară, răspunse cu tristețe zâna cea binevoitoare, vei cunoaște soarta prietenilor tăi, dar să nu-ți pierzi curajul și nădejdea. Spunând acestea, o luă de mână pe Bălăioara, care tremura, și o duse în fața dulapului. Iată, Bălăioara, cheia acestui dulap. Deschide tu însă-ți și fii tare! Și-i dădu o cheie de aur. Cu mâna tremurândă, Bălăioara deschise dulapul și ce văzu? Erau agățate acolo în cuie de diamant pielea căprioarei și a lui pisoi frumos. Bălăioara scoase un țipăt sfâșietor și căzu leșinată în brațele zânei. Ușa se deschise din nou și un tânăr frumos, ca lumina zilei, se repezi spre Bălăioara spunând: Ah, mamă, e prea grea încercarea la care ai supus-o pe scumpa noastră Bălăioara. Vai, fiul meu, inima îmi sângerează de mila ei. Dar știi bine că această ultimă pedeapsă era necesară spre a o elibera pentru totdeauna din jugul crud al duhului rău din pădurea de liliac. Înainte de a continua, vreau să accentuez tocmai ceea ce am povestit până acum. Vedeți că uneori ceea ce ni se întâmplă în viață, poate anumite greutăți, nu sunt deloc întâmplătoare, pentru că uneori fie ne ispășim o pedeapsă, să zic așa, o greșeală pe care poate am făcut-o față de alte persoane, sau avem de învățat ceva pentru a merge mai departe, pentru a deveni mai buni, pentru a ne croi drumul pentru care am venit în această viață. Cred că este important să vedem întotdeauna partea bună din tot ceea ce ni se întâmplă. Ce ziceți?
Hai să vedem ce s-a întâmplat cu Bălăioara. Spunând acestea, Zâna o atinse pe Bălăioara cu bagheta ei. Fata își reveni imediat în simțiri, dar îndurerată, hohotind de plâns, strigă: Lăsați-mă să mor! Viața mea este de nesuferită! Nu mai am nicio nădejde! Nu mai există fericire pentru mine! Scumpii mei prieteni, în curând voi fi lângă voi! Bălăioară! Dragă Bălăioară, prietenii tăi trăiesc și te iubesc. Eu sunt Căprioara cea bună și iată-l pe fiul meu, Pisoi cel frumos, vrăjitorul cel rău din pădurea de Liliac. Profitând de neatenția fiului meu, a reușit să pună stăpânire pe noi și să ne dea înfățișarea sub care ne-ai cunoscut. Nu ne puteam relua chipul adevărat decât atunci când tu vei fi cules trandafirul. Interesant, pentru că în momentul în care Bălăioara a cules trandafirul, pentru ea tot universul creat de Căprioara și de Pisoi frumos s-a destrămat. Nu a mai existat. În momentul în care i-a rupt trandafirul, vedeți? Chiar dacă a apărut a fi ceva rău, negativ, iată că rezultatul a fost cu totul altfel. Cred că de aceea este important nici să nu judecăm nici pe nimeni și faptele celorlalți, pentru că nu știm ce e în spatele acelor lucruri. Da, uitați, așa învățăm împreună. Știind însă că este duhul tău rău, îl țineam închis. L-am dus cât mai departe de palat ca să nu-l poți vedea. Știam ce nenorociri te pândesc dacă îl vei elibera din închisoare. Și încă ceva. Prin urmare, Zâna cea bună a închis trandafirul pentru că acolo se lășluia duhul cel rău al Bălăioarei. Dar vedeți ce înseamnă iubirea și generozitatea. Din iubire, Zâna cea bună a preferat să rămână în pielea de Căprioară, deși trebuia ca fata, Bălăioara, să rupă trandafirul, să-l ia, da? Și să el, Zâna cea bună, să se preschimbe din nou în om. Dar nu, a preferat să rămână Căprioară doar ca să nu sufere Bălăioara. Ce înseamnă iubirea și generozitatea. Dar ceea ce e să se întâmple uneori, se întâmplă, iacătă. Prin urmare, știam ce nenorociri te pândesc și dacă îl vei elibera din închisoare. Fiul meu și cu mine am fi rămas bucuroși toată viața sub înfățișarea sub care ne-ai cunoscut, numai pentru a te scuti de suferințele prin care ai trecut. Vedeți? În ciuda grijii noastre, papagalul a ajuns la tine. Ce a urmat? Cunoști, scumpa mea copilă. Nu cunoști însă suferința noastră pentru tot ce ai îndurat. Bălăioara nu mai înceta să-i îmbrățișeze și să le mulțumească Zânei și fiului ei. Ea punea mii de întrebări. Și ce au devenit gazelele care ne serveau? Le-ai văzut, draga mea? Sunt acele tinere fete care te-au condus până aici. Ele, ca și noi, au suferit acea tristă transformare. Dar văcuța cea bună care mi-aducea lapte? Noi am convins-o pe regina zânelor să-ți trimită această ușoară îndulcire, iar cuvintele de încurajare ale corbului tot de la noi veneau. Dar pe broasca țestoasă, cine a trimis-o? Regina zânelor, înduioșată de suferințele tale, a retras duhului rău puterea ce o avea asupra ta cu condiția ca ea să obțină de la tine o ultimă dovadă de supunere. De aceea te-a pus să faci această călătorie lungă și istovitoare. Mai trebuia să-ți dea o ultimă pedeapsă, făcându-te să crezi că noi am murit. Am rugat-o pe regina zânelor să te scutească măcar de această ultimă suferință, dar ea a rămas neînduplecată. Bălăioara nu se mai sătura ascultând și privindu-i pe scumpii săi prieteni pe care nu crezuse că îi va mai revedea vreodată. Își aminti de tatăl ei.
Pisoi frumos, acum prințul cel desăvârșit, îi ghici ca de obicei gândurile bălăioarei și atrase atenția mamei sale, care spuse: pregătește-te, copila mea, să-l vezi pe tatăl tău. L-am înștiințat și te așteaptă. În aceeași clipă, fata se pomeni într-o trăsură făcută din aur și perle. La dreapta ei ședea zâna, iar la picioare se așezase prințul, care o privea cu dragoste, fericit. Trăsura era trasă de 4 lebede albe, care zburau atât de repede încât ajunseră în câteva minute la curtea regelui cel bun și toți curtenii erau în jurul lui și o așteptau pe bălăioara. Când a apărut trăsura, izbucniră în strigăte de bucurie atât de puternice încât lebedele erau mai să-și piardă capul și să greșească drumul. Prințul reuși să le stăpânească și trăsura opri în fața scării de onoare a palatului. Regele alergă spre bălăioara, care sări repede din trăsură și se aruncă în brațele lui. Rămaseră mult timp îmbrățișați. Toată lumea plângea de bucurie. Când regele își reveni, sărută mâna zânei care i-o aducea pe bălăioara, după ce o crescuse și o încrotise. Îl îmbrățișă pe prințul cel desăvârșit, pe care îl găsi încântător. Au sărbătorit 8 zile întoarcerea bălăioarei. Apoi, zâna voi să se reîntoarcă la ea acasă. Prințul și bălăioara erau atât de triști că trebuie să se despartă, încât regele se înțelese cu zâna să-i căsătorească. Pentru bălăioara, prințul era tot pisoi frumos din pădurea de liliac. Iar regele? Regele se căsători cu zâna. E, iată că la ei se poate. Negruța se schimbase mult în bine și venea adesea pe la bălăioara. Prințul cel mânios devenise și el mai blajin și trăiau fericiți. Bălăioara n-a mai avut niciodată necazuri. Ea a născut fetițe care îi semănau ei și băieți care semănau cu prințul cel desăvârșit. Toată lumea în jurul lor îi iubea și erau cu toții fericiți. Și am încălecat pe așa și v-am spus povestea așa. Da, aceasta a fost povestea bălăioarei. Eu vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi aici la televiziunea Columna din Târgoviște. Vă doresc o săptămână cu bucurie și cu mult drag în toate, să aveți spor și indiferent ce apare în calea noastră, fie la școală, fie supărări de zi cu zi, noi să zâmbim și să mergem mai departe cu bucurie, pentru că nimic nu este etern, totul are o rezolvare. Să țineți minte, totul are o rezolvare. Sunt Camelia Varga, sunt actriță la Teatrul Toni Bulandra din Târgoviște. Toate cele cu bucurie, Doamne ajută!